65 aniversar, sunt ani perindați prin istorie, tradiție, multă muncă, multă dăruire și mult suflet pentru Ansamblul Folcloric Național Transilvania, instituție de cultură a județului Maramureș. Vă mulțumim, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi atâția ani și ne-ați însoțit duminică de duminică, în cadrul emisiunilor Tezaur Folcloric, dar și pe pelicula televiziunii române. Mulțumim publicului maramureșan și tuturor celor care au fost cu sufletul și cu inima alături de această frumoasă instituție. În numele instituției a Ansamblului Folcloric Național Transilvania, vreau să le mulțumesc tuturor care au pus suflet și inimă ca astăzi să facem o sărbătoare frumoasă în Maramureș. Vă iubim și vă prețuim. Doamne ajută și să ne vedem în continuare cu drag și cu bucurie. Hey, hey!
Bun găsit, dragii noștri maramureșeni! Bun găsit, dragi români din România noastră frumoasă! Vă mulțumim că tezaurul folcloric este, iată, aici, la dumneavoastră. În 15 martie 1959 ia ființă ansamblul Băimărean de Cântece și Dansuri al Sfatului Popular Regional Maramureșul. Și aici vreau să mă leg de prezența domnului Alexandru Viman, care a continuat să cânte și atunci și să încânte și să dirigeze și în perioada când ansamblu a devenit la 1 decembrie undeva la Alba Iulia, grație maestrului coregraf Valeriu Buciu, a devenit ansamblul folcloric național Transilvania. Iată două nume de referință, Valeriu Buciu, care a coordonat acest minunat ansamblu 30 de ani, și numele domnului dirijor Alexandru Viman, cu 75 de LP-uri, înregistrări cu mari artiști ai României în Fonoteca de Aur a radioului. Și nu vreau să trec peste faptul că aici se află generația seniorilor de dansatori, să le spunem generația de aur e prea mult? Nu e prea mult! Munca, dăruirea și tot ce a însemnat artă în acești ani se datorează și domniilor lor. Dar venim în actualitate și vreau să-i mulțumim Iulianei Dragoș pentru toată colaborarea cu Televiziunea Română de asemenea și cu Tezaurul Folcloric. Și o am aici lângă mine și o recunoașteți că e a dumneavoastră, dar și a noastră, să știți. Din 2005, câți ani sunt, Iuliana? Mulți și buni. Vreau să-ți spun bine ai venit și să-ți ofer un buchet de flori. Și vreau să-ți mai ofer ceva. Am reușit să punem între aceste coperți istoricul ansamblului folcloric național Transilvania, iar acest album aniversar îl vor primi toți membrii ansamblului folcloric național Transilvania care sunt acum aici pe scenă, seniorii, ca și dar de suflet. Ți-l ofer ție cu drag și îți spun încă o dată bun venit la Baia Mare, dă-mi voie să te îmbrățișez. Și de asemenea vreau să îl ofer domnului Viman, maestre, și să știți că domnul Viman a venit exact din America. Vă mulțumim, maestre, că ați venit. Și Gheorghița, dăm voie, stați lângă mine, maestre, dăm voie să le mulțumesc acestor oameni care au fost aici, au dansat, au venit tot așa din America, din Spania, din toată țara. Mulțumesc orchestrei tuturor. Am să-ți predau, dragă Gheorghița, microfonul și să-ți mulțumesc. Da, mulțumesc tuturor. Cu această mare emoție vă rog să priviți acum pe acest ecran într-o ilustrație superbă, Adagio, de Tommaso Albinoni, un compozitor venețian. O piesă muzicală sugestivă pentru a ne comemora înaintașii. Să-i privim și în tăcerea emoției redată de muzică, de chipurile pe care le vom vedea, să le mulțumim în gândul nostru că au existat. Pentru că dacă ei n-ar fi fost, nici noi n-am fi aici. Thank you.
Mulțumim orchestrei ansamblului Folclorii Național Transilvania, dirijată cu atâta maestrie și profesionalism de maestrul Eduard Albina. Vă felicităm pentru aceste nume care poate prea devreme au plecat dintre dumneavoastră, dintre noi, și dați-mi voie să amintesc și eu aici și să înalț un glând de recunoștință pentru fiecare dintre domniile lor și să amintesc că genericul tezaurului folcloric a plecat din Groșii Maramureșului odată cu numele lui Dumitru Fărcaș. Gând de recunoștință și pentru domnia sa și pentru Marioara Murărescu, mentorul nostru, atâția ani de zile, de la care am avut numai lucruri bune de învățat. Și facem așa o trecere de la înaintașii noștri la prezent, la prezentul care are rădăcini de asemenea în istoria ansamblului folcloric național Transilvania și istoria tezaurului folcloric. Pentru că avem o istorie comună și nu de puține ori în emisiunile tezaurului folcloric, o familie alcătuită din muzicieni care vă face cinste în țară și dincolo de granițele țării, o familie care ne învață că românii sunt uniți și aici, și acasă, că valorile morale trebuie să existe în viața noastră. Florentina și Petre Giurgi, Mirela și Dani Florea și Adrian Bența. Să-i ascultăm, să-i admirăm și să le mulțumim că ne reprezintă cu cinste ori de câte ori apar, nu doar în emisiunile tezaurului folcloric, ci în exprimările artistice care vă reprezintă pe dumneavoastră ca maramureșeni. Și noi le mulțumim! Le-am
atâta păr n-ar, câtă voie bună fac. Noi atâta păr n-ar, câtă voie bună fac. Și nici în clopul paienus, că dragă cu noi v-am adus. Și nici în clopul paienus, că dragă cu noi v-am adus. Unde am cântat, omenie am lăsat. Că pe unde am cântat, omenie am lăsat. Pe unde în lume am fost, am dus și când te cunosc. Pe unde în lume am fost, am dus și când te cunosc. Lume. Locuim într-un lume, oamenii scu vorbe bune. Și tot locuim într-un lume, oamenii scu vorbe bune. Nicării nu îi mai bine, ca și acasă la tine. Și tot Maramureșul e viața și sufletul. Nicării nu îi mai bine, ca și acasă la tine. Și tot Maramureșul e viața și sufletul. Noastră tradițională rămâne acel tezaur de unde fiecare putem să învățăm multe lucruri, pentru că nu totul înseamnă artistic, valoare artistică. Foarte multe lucruri înseamnă valoare educativă, moralitate, decență, demnitate. Asta învățăm noi la tezaur folcloric. Sobrietate și echilibru. Dacă Maramureșul a impus în circuitul valorilor al stilului de interpretare această formulă, ceteră, zongoră, ca fiind reprezentativă pentru ceea ce însemnați dumneavoastră, să știți că există un taragotist, cu excepția celor pe care îi apreciem de acolo din Groșii Maramureșului, a mai rămas Dan Gâdea, pentru că Ioan Berci este acolo, lângă valori,
Dar astăzi, lângă noi, este un taragotist desăvârșit. A cântat frunza, codrul, susurul apelor, zborul păsărilor. A cântat simțirea dumneavoastră, ceea ce a impresionat foarte mult. Maestrul nostru, care ne-a ajuns la inimă, vine acum să zică la mulți ani, în felul domniei sale, Ansamblului Folclorii Național Transilvania, Dumitru Dobrican. Și acum un moment de grație, pentru că așa ne-ați obișnuit. Domnul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan. Domnule președinte,
Cred că meritați din plin acest moment. Vă felicităm și odată cu dumneavoastră invit aici pe doamna Angela Buciu, emblema Maramureșului, pe doamna Florentina Giurgi, de asemenea, model pentru dumneavoastră și pentru noi, pe Iuliana Dragoș. Bine ați venit în Maramureș! Astăzi sărbătorim 65 de ani de Ansamblu Național Transilvania. 65 de ani pentru că aici în Maramureș noi punem preț pe tradiție, pe cultura noastră tradițională. Și întotdeauna am spus că prețul cel mai mare și cel mai mare câștig al nostru, al maramureșenilor, este de fapt resursa umană, oamenii locului, iar în Ansamblu Național Transilvania sunt oameni deosebiți, oameni care și-au pus cu adevărat inima, sufletul și priceperea pentru a ne reda aici în Maramureș și peste tot în țară și peste hotare, pentru a ne reda aceste momente frumoase, câte un pic de Maramureș peste tot. Am spus-o și o spun de fiecare dată când am ocazia, că aici în Maramureș sunt trei valori de bază. Dragostea pentru natură și pentru tot ceea ce ne înconjoară, apropierea față de Dumnezeu, pentru că nimic nu este fără Dumnezeu în Maramureș, și moștenirea culturală, iar Ansamblu Național Transilvania și instituțiile de cultură din Maramureș fac parte din moștenirea noastră culturală. Nu doar cea fizică este moștenire culturală, ci și cea sufletească. Iar tot ceea ce se întâmplă aici este despre suflet și despre ceea ce putem duce mai departe din tată în fiu, din generație în generație. Să fie un an de succes acest 65, iar peste încă 65 de ani să ne vedem tot aici, în Baia Mare, să sărbătorim 130 de ani de Ansamblu Național Transilvania. Tot cu tezaur folcloric, nu-i așa, domnule președinte? Tot cu tezaur folcloric. Și cu toți cei care se implică în acest fenomen. Pentru că este an aniversar, doresc să ofer Ansamblului Național Transilvania o plachetă aniversară, pentru că merită. Și această plachetă o ofer astăzi directorului ansamblului, însă o ofer în semn de mulțumire și apreciere pentru toți cei care au fost membri ai ansamblului, pentru toți cei care sunt membri ai ansamblului și pentru toți cei care vor fi membri ai ansamblului, pentru că am văzut peste tot în județ, avem viitor. Iar în semn de apreciere și mulțumire, doresc să ofer câte un buchet de flori în această lună a doamnelor și un sincer la mulți ani tuturor doamnelor de aici, de pe scenă. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc și eu să vă ofer istoricul ansamblului și vă mulțumim pentru că ne susțineți și sunteți aproape de noi. Nu v-am lăsat la urmă întâmplător, că știți cum e, cel din urmă este cel din tâi, cum se spune, să da? Să știți că florile... Vă mulțumim și vă urăm succes în tot ceea ce faceți. Florile sufletului dumneavoastră sunt foarte prețioase și acestea, dar florile sufletului unui om sunt foarte prețioase. Vă mulțumim, domnule președinte. Continuăm acum cu o reprezentantă a primei generații de interpreți, de soliști vocali ai acestui ansamblu. Alături de soțul domniei sale au făcut carieră ca o adevărată familie de artiști, de oameni cu disciplină,
oameni cu simț organizatoric și cu multă știință în domeniile pe care le-au reprezentat. Doamna Angela Buciu, emblemă pentru Maramureș și pentru România, alături de Valeriu Buciu, sunt acei reprezentanți de seamă și ai tezaurului folcloric românesc. O invit acum în scenă cu respectul cuvenit, nu doar pentru o activitate artistică așa fabuloasă, ci pentru acel spirit pedagogic pe care întotdeauna îl manifestă față de cei tineri. Și nu puțin sunt tinerii care îi poartă respect pentru sfaturi, pentru învățăminte. Vă invit, stimată doamnă, alături de orchestra dirijată cu atâta profesionalism de maestrul Eduard Albina. Orile mai e mult care vouă v-au plăcut. Orile mai e mult care vouă v-au plăcut. Că pe unde-am curit eu, lumea-m uitat e greu. Și le-am curit cu plăcere, omului cu dururi grele. La cel cu năcazuri multe, le-am curit ca să le uite. Întreagă. Și-apoi lume, lume dragă, ți-oi mori o viață întreagă. Că aici am petrec și cânt, raiul meu-i pe pământ. Și dacă mă să mă les, după lume-mi bănuiesc. Și-mi pare rău după lume că eu trec și el rămâne. Și dacă mă socotesc, la timp ce să-mi bănuiesc, că dacă-mi trec zilele, îmi rămân cântările. Ce le-am cântat cu mult dor, pe plăcerea tuturor, pe plăcerea tuturor, eu le-am porit cu mult dor. Yes.
n-ar cânta, măi, omul pietru ce s-ar fa. Tăt acolo drum ne-o-i fa, măi, unde cântă ce era, măi. Că vreau să mă veselesc, că nu mă viață trăiesc. Că vreau să mă veselesc, că nu mă viață trăiesc. Hai, da-ți moroșeni la joc, măi, și faceți și mie loc, măi. Hai, da-ți moroșeni la joc, măi, și mie loc, măi. Hai, mândruț și mă-nvârche, mie nu-mi placea și e, mie nu-mi placea și e, e picioare-i grija mea. Și-amândoi cu ce era, o mă-nveselim cu ea. Și-amândoi cu ce era, o mă-nveselim cu ea. Thank you.